Schimbările climatice, dar și lipsa combustibilor îi fac pe oameni să caute soluții. Iar cercetătorii de la Universitatea de Agronomie din București au reușit să descopere o metodă prin care pot produce biocombustibil chiar din plantele crescute la noi în țară. Printr-un soi nou creat de ei, au reușit să extragă ulei care, prin procesare, devine biocherosen. Deja o companie aeriană românească a făcut primele zboruri folosind acest biocombustibil. În 2011, interesul cercetătorilor români s-a axat pe producerea de biocombustibil din plante. După mai multe analize și cercetări, o echipă formată din 8 cercetători a descoperit că pot face acest lucru dintr-o singură plantă, camelina. Camelina sau inișorul este o bruiană, practic, la bază, însă în universitatea noastră a fost creat un soi ameliorat, adaptat atât ienilor geroase din climatul nostru, dar mai ales adaptat secetei. Acest noi soi numit Mădălina este acum deja livrat pe piață, este brevetat, este cerut în străinătate. Prin presare, din sămânța de camelină se poate produce ulei. În uleiul de camelină se găsesc acizi grași de tipul omega-6, în proporție de 56%, și omega-3, în proporție de 12%. Prin rafinarea uleiului se poate obține biodiesel, chiar și biocherosen. Biodieselul la bază trebuie să aibă o sursă de ulei. Și atunci te îndrepți către plante oleaginoase. Astfel încât, dintre plantele oleaginoase de la noi din țară, care nu are uz alimentar, ne-am adresat acestei cameline. În contextul economiei circulare, în urma presării acestor semințe, obținerea uleiului, rezultă un șrot. Acest șrot, noi îl îmbogățim, avem rezultate deja obținute, îl îmbogățim cu probiotice și îl dăm mai departe la animale. Și nu rămâne nimic în urmă. Rezultate deja există. În ultimii ani au fost obținuți 5.000 de litri de ulei de camelină și 3.000 de litri de biocherosen, folosiți în zborurile unei companii aeriene românești. Biocombustibilul este folosit pe aeroportul din Oslo din 2016.